Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. În această dimineață a fost organizată o primă bursă din acest an, însă cei mai mulți șomeri care s-au prezentat au plecat dezamăgiți. Nu și-au găsit de lucru, chiar dacă la bursă au rămas prezenți 7 angajatori. Dar oamenii se plâng că degeaba au calificări și cursuri de specializare în diverse domenii, pentru că tot fără job au rămas în ultimii ani. La ora 9 fix, șomerii au fost poftiți în sala agenției de la Petroșani, acolo unde s-a ținut prima bursă din 2016. Au venit, au văzut și au plecat extrem de dezamăgiți, unii pentru că nu au calificarea necesară și alții pentru că au fost sistematic refuzați. Au venit câțiva angajatori, chiar m-am uitat la toți din parte care au venit astăzi și am depus CV-ul și la cei cu canapele, am lăsat CV-ul la poartă și nici măcar nu m-au primit în sediu, înăuntru. Și am spus, dai domne, dumneavoastră când ați venit și ați zis că aveți nevoie de forță de muncă, a zis să venim la birou. Și când au fost la birou, nu ne-au mai primit. Am lăsat CV-urile la poartă, pentru că așa e în România și după ce ei se plâng că tineretul nu vrea să lucreze din ziua de azi și își cere și experiență. Și dacă n-ai lucrat în asemenea domeniu, nu ai cum. Ce calificări aveți? Eu am instalator gaz, lucrător hotelier și am și 12 clase. Omul crede că a fost refuzat pentru că este de etnie romă, iar un alt șomer, care își caută de multe luni de lucru, a plecat la fel de dezamăgit și acum de la bursă. De când îți cauți de lucru? De 5 ani. 5 ani de când am terminat liceul, sunt pe drumul șomeri. Ce calificare? Mai multe. Și agent, și ospătar, și mecanic, și operator. N-ai experiență unde lucrezi. Asta este, te ocupi de tine, stau pe drumul când au părinții la pensie, pensie mică, datorii mari. Nu, abia au ei cu ce să se întreține, da, păi pe noi. Nimic, nimic. Păi, de ce? Aici în Valea Jiului nu este nimic, absolut nimic. De când căutați? Astea sunt lucrări de 2 bani, cum zice ministru. Lucrări de 2 bani, 2 lei pentru ministru. Aici așa se găsește în Valea Jiului, lucrări de 2 lei. Nu știe decât numai pentru ei, pentru ei, pentru ei să facă. Dar pentru ăștia de jos nimic. Dar ce ați căutat astăzi, de exemplu? Ce loc de muncă? Cred și eu ceva. Dulgher, meseria mea. Și nu, nema. Au fost câțiva angajatori, dar marea majoritate a șomerilor nu a reușit să se angajeze. Am avut 6 angajatori și având în vedere că specificul bursei a fost mai cu seamă către femei s-a adresat, am avut angajatori din domeniul construcțiilor, comerț, servicii. Din păcate, pentru bărbați, mai puține locuri de muncă, doar dacă au acceptat la fabrica de canapele. Aceasta a fost prima bursă din anul 2016, dar cei de la agențiile locale spun că vor urma și altele, imediat ce vor începe lucrările în construcții. Într-o săptămână în defileul Jiului, reîncep lucrările la carosabil. Drumarii au obținut avizele și deocamdată se face amenajarea de șantier, urmând ca în a doua jumătate a lunii martie să intre și pe carosabil. Drumarii s-au întâlnit miercuri la București și au stabilit câteva din prioritățile imediate în ceea ce privește lucrările de amenajare a rețelelor aflate în lucru. Potrivit celor de la CNADR, în defileul Jiului au ajuns deja spaniolii, dar lucrează deocamdată în afara carosabilului și într-o săptămână vor lucra la terasament. Urmează după 15 martie, când se vor permite lucrările în drum și se va aproba managementul de trafic să înceapă constructorul lucrări efective pe drum. Așa că după 15 martie vom vedea mai mulți constructori, depinde adevărat de cum va fi vremea, ca să se poată turna asfalt, stratul de uzură sau în zonele unde sunt unde mai este nevoie să toarne binder sau anumite reparații. Acum se lucrează doar la zidurile de sprijin și pe marginea drumului, nefiind restricționat în niciun fel accesul auto pe acest tronson din DN66. În plus, mai sunt lucrări la podul de peste râul Sadu, iar până în toamnă va fi asfalt pe toată artera. Vom termina angajamentul care a fost luat până în toamnă, rămânând lucrările mari, cele două lucrări de la parcarea de la Mănăstirea Lainici și podul peste râul Jiu, tot în zona Lainici. Și artera ce duce spre Voineasa va intra în lucru tot după 15 martie. A fost stabilizată o alunecare de teren și s-au făcut drenajele necesare pentru apele de pe munte. Se va lucra, vă spun, tot după 15 martie și pe 7-a, până la limita cu Râmnicu Vâlcea. Poate avem noroc anul ăsta să se
de lucrarea mai mult și spre Obor și alături. Deocamdată drumarii nu vorbesc despre restricții de circulație pe niciun drum, dar după 15 martie este posibil să fie închise ambele artere, după un program care va fi stabilit în următoarea perioadă de timp. Elevi din mai multe licee din Europa sunt parteneri într-un proiect prin care au reușit să realizeze o platformă online dedicată învățării modului de a face programare prin intermediul unui joc. S-a recurs la această metodă pentru că o recunosc chiar elevii. Este mai simplu astfel decât să li se predea la școală o metodă greoaie și poate nu pe înțelesul tuturor. Programarea pe calculator nu este pe înțelesul oricui, dar dacă se învață prin intermediul unui joc pe computer, atunci e chiar atractivă. Asta s-au gândit inițiatorii unui proiect Erasmus, finanțat de Uniunea Europeană, și care are ca parteneri școli din mai multe țări ale Europei. Astfel au gândit un joc interactiv și pare că a prins și a dat roade, iar cel ce ne explică este chiar un elev român, dar care acum reprezintă Italia, pentru că învață la Roma de câțiva ani. Acest joc presupune o modalitate de învățământ, să spunem, alternativă, interactivă. Este o idee, după părerea mea, foarte bună. Ar presupune că un elev ar putea începe de la un nivel foarte jos și să ajungă, să spunem, la un nivel la care ar putea să facă pagini web pentru el însuși sau pentru alte persoane, a lucra pentru alte persoane care fac pagini web. E foarte tare, pentru că pentru prima dată, să spunem, un elev nu trebuie să se limiteze la ceea ce este scris pe cărțile de la școală, ceea ce spune profesorul, ar putea să-și amplieze cunoștințele singur. Eu personal știu să programez Java, C++, C#, C, Assembler, știu mai multe, SQL, PHP, nu știu, JavaScript, eu știu cam tot, dar după părerea mea acesta este un joc foarte bun pentru a învăța HTML, CSS și JavaScript. Proiectul se desfășoară simultan în mai multe țări, cu elevi care până luna octombrie vor avea funcțional acest joc interactiv. Liceul nostru este implicat în un proiect de parteneriat strategic cu mai multe țări. Participanții sunt din Marea Britanie, Estonia, Grecia, Malta și Italia. Ei provin din instituții de învățământ și instituții care lucrează cu unități de învățământ. Este o alternativă a ceea ce ei își doresc, pentru că noi știm foarte bine că ei sunt foarte pasionați de jocurile pe calculator. Prin acest joc, ei pas cu pas învață limbajul HTML, CSS și Java, astfel încât să poată crea propriile pagini web, pas cu pas învățând prin joc. Ei își vor alege câte un personaj cu care vor parcurge toate etapele jocului, vor avea teste pe parcurs simple. La fiecare nivel din cele 5 pe care ei le parcurg, vor avea un test final. Parcurgând acest test, ei vor putea să primească niște puncte, niște monezi cu care își pot cumpăra la un moment dat haine dintr-un magazin. Virtual. Virtual, bineînțeles. Și la sfârșit li se certifică activitatea printr-un certificat. Partenerii englezi sunt la fel de încântați de ideea comună și spun că programul îi ajută pe toți să fie creativi într-un domeniu de viitor. Încercăm să creăm un joc, deoarece informatica este foarte importantă pe piața muncii, un joc prin care acești elevi să asimileze cunoștințe de programare. Jocul va fi în varianta finală la sfârșitul lunii martie. Până atunci se va testa versiunea existentă. Orele de informatică au acum un aspect gustat de elevi și programul le face plăcere tinerilor parteneri din toate țările. Fiecare bărbat are în viața lui o Ian și fie că este mama, sora, iubita, soția ori ibovnica, chipul ei merită venerat. Asta spune fotograful Bogdan Manoliu, care ne invită sâmbătă de la ora 17 la vernisajul expoziției de portrete dedicat Zilei Femeii. Acolo unde femeia poartă văl, te arde dorința de a-i vedea chipul. Uneori mi se pare că nu ești femeie, ci lumina care cade pe flori. O femeie își poartă lacrimile, semeni bijuteriilor. Sau femeie este al cincilea anotimp. Sunt doar câteva motouri pe care fotograful Bogdan Manoliu le-a ales ca să descrie chipurile de femei surprinse de obiectivul camerei sale. Sunt femei tinere, copile, ori trecute de prima tinerețe și sunt, așa cum spune chiar autorul expoziției, cele ce-i sunt lui dragi, toate grupate în expoziția denumită generic pentru ea.
De ce am spus pentru ea? Pentru că toți avem pe lângă noi o ea, este acea ea pe care o vedem prima dată când deschidem ochii, este acea ea de care ne îndrăgostim prima dată, este acea ea cu care ne petrecem restul vieții. Aceste domnișoare sunt personajele din viața mea, să zic așa. În primul rând, cea micuță este fetița mea, sora, niște prietene apropiate, părinții, bunicii, toate acele ea care sunt în jurul nostru. Vernisajul expoziției are loc sâmbătă de la ora 17 în foierul Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani, înainte de piesa de teatru, și este dedicată tuturor femeilor. Este practic o bucată dintr-un proiect mai vast, care sper că se va desfășura tot aici în incinta teatrului, pentru că aici teatru poate să pună în valoare mult mai mult din punct de vedere al artistului decât orice altă locație. Fiecare fotografie este însoțită de o descriere, un citat din personaje importante care au venerat femeia. Autorul spune că a încercat să cupleze fiecare figură cu un scurt text, reprezentând astfel personalitatea celei care i-a fost model. Bicicliști din toată țara vin în Parâng la un concurs inedit, primul dedicat celor care iubesc bicicletele, dar pentru că mai este OMAT, vor pedala pe zăpadă. Așa se și numește întrecerea lor și deja sunt peste 100 de bicicliști aliniați. Cu bicicleta pe zăpadă va fi o primă întrecere în Parâng, acolo unde sunt așteptați iubitorii sportului în aer liber în acest weekend. Va fi o întrecere inedită, pe un traseu atât în urcare cât și în coborâre, cu porțiuni ce le va pune bicicliștilor la încercare răbdarea și priceperea. Și la final vor lupta pentru prima poziție. E prima ediție care o ținem aici în Petroșani pe zăpadă. Au mai fost ceva ediții, dar au fost în vară și vrem să încercăm ceva nou pe zăpadă. Peste 100 de bicicliști și-au anunțat deja participarea la acest eveniment și ei vin din toată țara. Avem din Baia Mare, Timișoara, Arad, au spus că vin mulți. Vedem ce se întâmplă. Traseul e plecare de pe platou, de la Clubul Sportiv, până în Slima și din Slima cu întoarcere până la stația meteo. Și cât de greu e? Nu e foarte greu, este o porțiune unde trebuie să ai un pic de îndemânare, acolo e un pic mai dificil. După aia vine un pic de urcare, un 3 km, cam așa. În Parâng s-au finalizat pregătirile și prima competiție de pedalat pe zăpadă este gata de start. Premiile constau în echipamente sportive, ceasuri și toți cei care vor să se mai înscrie o pot face până sâmbătă la ora 11, când se dă primul start. Vârsta minimă a participanților trebuie însă să fie de 18 ani. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem luni la 17:30. Să aveți o seară cât mai bună!